Sistemul public de pensii este în colaps. Dovadă că în ultimii 4 ani deficitul pilonului 1 a fost de aproape 14 miliarde de euro, iar guvernul a subvenționat cu sume tot mai mari bugetul de pensii. Dacă în 2013 a asigurat un sfert din bugetul total, în momentul de față trebuie să dea o treime. Pensiile speciale și alte majorări de venituri în sistemul bugetar au făcut ca anul acesta deficitul prognozat pentru pilonul 1 să fie de peste 6 miliarde de euro. În aceste condiții, executivul a pus ochii pe banii din pilonul al doilea și a trecut la măriri de taxe, de impozite și, știți bine, a reintrodus inclusiv acciza la carburanți. Trebuie să mergem cu pasul mai mare, ne-a zis și mama. Da. La școală ai fost cu minte, dar... Da, cum? Maria Badea are 64 de ani, este pensionară și de 14 ani are grijă de nepoata ei, Ștefania. Mama sa când a plecat, deja era gravidă și a venit, a născut-o în România și apoi ne-a lăsat-o nouă. A făcut liceu, asta, cum se numește, post liceal sanitar, tehnician stomatolog, n-a găsit post și a plecat. A zis, mamă, ce să facem, murim de foame în țară? Asta e. Cazul familiei Badea nu este singular. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, peste 3 milioane de români muncesc în momentul de față în țări ale Uniunii Europene. Cei mai mulți au ales Italia, Spania, Franța, Germania și Marea Britanie. Cel mai grav efect al migrației în masa celor peste 3 milioane de români se reflectă asupra bugetului de pensii, care înregistrează astfel deficit. Mare parte din populația în vârstă de muncă, cele 3 milioane de care vorbeam, sunt plecate din țară și majoritatea sunt la în jur de 30-40 de ani. Sistemul clasic de pensii, denumit pilonul 1, se bazează pe contribuțiile lunare ale angajaților cu contract de muncă. Sistemul e vechi, e aplicat în mai multe țări și se bazează pe solidaritatea dintre generații. Se strâng în fiecare lună banii de contribuție de asigurări sociale și tot în luna respectivă banii respectivi sunt distribuiți către pensionarii existenți în plată la vremea respectivă. Noi plătim pensia părinților noștri, copiii noștri plătesc pensia noastră când vom ieși la pensie. Sistemul este sensibil la numărul de contribuabili. Deci dacă numărul de contribuabili scade, începe să scârție sistemul, ca să spunem așa, pentru că practic numărul de contribuții care se adună în acest coș, în momentul respectiv devine mai mic. În 1990, în România, erau 8.142.223 de salariați și 3.679.242 de pensionari. Practic, erau 2,2 angajați la un pensionar. În momentul respectiv, bugetul de pensii avea excedent, deoarece contribuțiile salariaților depășeau cuantumul pensiilor aflate în plată. După primii 10 ani de la Revoluție, numărul salariaților aproape s-a înjumătățit și a ajuns la 4.613.051. În schimb, numărul pensionarilor s-a majorat la 6.351.000. Din acest moment, sistemul de pensii public a început să aibă probleme. După 1990, am asistat la o serie de reforme radicale în economia românească, reforme care, pe lângă privatizările unor numeroase întreprinderi, au dus și la dispariția multor întreprinderi din țară. În mod firesc cât se poate de logic, numărul angajaților a cunoscut o scădere care a fost accentuată după 2008-2009 și de momentul crizei pe care a trăit-o întreaga economie românească. Privatizările dubioase făcute în detrimentul muncitorilor și dispariția multor fabrici în anii 90 au lăsat fără loc de muncă aproape 4 milioane de români. În loc să facă proiecte pentru a le găsi joburi, guvernele din anii respective au preferat să-i pensioneze anticipat, la vârste tinere și fără stagiu complet de cotizare. Toate aceste decizii proaste au avut repercusiuni asupra bugetului de pensii. Șomajul a fost administrat prin pensionări anticipate și s-a ajuns la situații ridicole prin care profesioniști, oameni activi în diverse industrii
au primit o perioadă salarii compensatorii și după aceea au fost pensionați anticipat. Mutațiile care s-au făcut pe piața muncii au avut evident efecte și pe sistemul de pensionar, pentru că una din facilități ca să rezolve disfuncționalitățile din piața muncii au fost ca să se creeze facilități de pensionare anticipată. Cea mai importantă facilitate de pensionare până în anul 2000 a constat în modul de calcul al pensiei. Pentru a încuraja să se pensioneze mai repede, le luau în calcul lefurile pe ultimele 6 luni, apoi se fixa un procent din cuantumul acestora. În primăvara anului 2000, pe 17 martie, specialiștii au făcut o nouă lege a pensiilor, în care calculul pensiei s-a schimbat radical. După 2001, practic, trecem la un alt mecanism care ține cont, practic, de contribuția lucrătorului de-a lungul întregii sale vieți profesionale. Toată contribuția unui lucrător e reflectată acum în punctul de pensie. Dacă o persoană de-a lungul întregii sale vieți profesionale a primit un salariu brut egal cu salariul mediu pe economie, deci timp de 30 de ani, cum ar fi pentru femei, sau 35 pentru bărbați, în momentul respectiv, la sfârșit de carieră profesională, el poate pleca la pensie cu un punct de pensie. Un punct de pensie care astăzi face 1000 și ceva de lei. E foarte puțin și evident nu acoperă necesarul. Anul 2007 a fost unul de cotitură pentru România. Foarte mulți români emigrează în Europa în căutarea unui loc de muncă. Cele 3 milioane de români care muncesc în Uniunea Europeană au făcut ca populația rezidentă a României să fie la 1 ianuarie 2017 de doar 19,6 milioane de persoane. În 2010, România a avut cei mai puțini salariați, 4.580.989, în timp ce numărul pensionarilor crescuse la 5.674.581. Raportul de 1,2 pensionari la un salariat a început să producă deficit bugetului de pensii din pilonul 1. Practic, în fiecare lună, guvernul a fost nevoit să ia bani din sacul mare al bugetului de stat și să subvenționeze bugetul de pensii, deoarece contribuțiile lunare ale salariaților nu mai erau de ajuns. În primii ani, bugetul de pensii a fost subvenționat doar cu câteva miliarde de lei. Din 2013, de când pensiile s-au majorat în diverse campanii electorale, bugetul de pensii a început să ia din ce în ce mai mulți bani din sacul bugetului de stat. De la 12,2 miliarde de lei în 2013, anul acesta se estimează a se cheltui 28 de miliarde de lei. În momentul de față, cuantumul pensiei este unul care asigură supraviețuirea. 72% din pensiile în România sunt sub 1000 de lei. 72%! Că noi discutăm în media poate mai mult de pensiile speciale, pensii nesimțite, pensii... Asta este vârful icebergului. Maria Badea are o pensie de 930 de lei, media națională a pensionarilor din sistemul public. Recunoaște că fără ajutorul fiicei sale, care trimite bani lunar acasă, nu ar face față cheltuielilor. Foarte greu mi-a fost cu ea la început, pentru că avea și servicii. Soțul nu mai găsea de muncă, că el a fost electrician pe șantier. De ce pensie are? Foarte mică. Acum i-a mărit, i-a făcut 9 milioane, la 40 de ani de muncă. 40 pe șantier, câte 12 ore. Prețul uman al fiicei plecate e plătit de nepoată. Chinul românilor plecați la muncă în străinătate pentru ca familia lor să aibă un trai decent în țară lasă urme grele asupra copiilor care rămân acasă. M-am desenat înainte să plece mama mea. Am vrut să desenez eu în pielea mamei mele, pentru că și-a s-a simțit foarte trist când a plecat. Ștefania, în cei 14 ani câți ai tu, de câte ori te-ai văzut cu mama ta în 14 ani? În 14 ani cam de 10 ori. N-a stat mult. Maxim o lună. O lună. Maxim. În concediu ei din Spania? Da. În situația Ștefaniei se află alți 97.841 de copii, potrivit Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție. Cifrele reale sunt de aproape 4 ori mai mari. Inspectoratele școlare au raportat un număr de 215.000 de copii, aici neincluzându-se cei de vârstă anteprescolară,
și nici cei care au abandonat școala. Aproximând, așa, la nivel național, există undeva între 250.000 și 300.000 de copii. Nu era reglementată situația asta. Copiii erau pur și simplu lăsați în grija cuiva. Că erau bunici, că erau rude, că erau vecini. Deci au fost foarte multe cazuri în care copiii pur și simplu erau lăsați fără o autoritate parentală. Și atunci am reușit ca în 2013 să introducem în legea copilului un capitol care să reglementeze această situație. În urmă cu 10 ani, când s-a înregistrat un număr record de români plecați la muncă în străinătate, în România s-au înregistrat 14 cazuri de copii care s-au sinucis. Pentru că autoritățile nu conlucrează între ele pentru a-i ajuta pe acești copii, ONG-urile au început să desfășoare programe în care să-i ajute concret pe copiii rămași fără părinți. Salvați Copiii are un program prin care voluntari fac temele cu acești copii, le dă o masă caldă și le oferă consilierea de care au nevoie. Încercăm să suplinim toată această lipsă părinților în viața lor. Ștefania și bunica ei sunt implicate în proiectul pe care Salvați Copiii îl desfășoară în Pitești. De când urmează acest program, Ștefania are note mai bune la școală, iar acum e meditată de profesori voluntari pentru examenul de capacitate. Acum nu mai trebuie eu, trebuie ea să priceapă de la școală și de aici, să întrebe aici. Ce nu știe, să întrebe, că îi explică și face. Din cauza pensiei mici din pilonul 1, a apărut în 2008 pilonul 2. Toate persoanele angajate care aveau în acel moment până în 35 de ani au început să contribuie cu 5,1% din salariul brut într-un cont personal, care e administrat de un fond privat de pensii. Fiecare salariat are un cont propriu, e ca și cum ar fi depus la o bancă, o anumită cantitate de sumă de bani care se administrează cu scopul de multiplicare al banilor în vederea realizării unei alte surse de venit. Peste 6,8 milioane de români cotizează la pilonul 2 de pensii, iar în conturile lor s-au strâns în ultimii 9 ani aproximativ 7 miliarde de euro. Acest lucru scoate la iveală că pensiile românilor din pilonul 2 au fost administrate foarte bine. În România, în 2016, randamentul comparabil cu toate celelalte țări, pilonului 2 este unul dintre cele mai bune din Europa, da? A fost 5,4 pe 10 ani de zile. Înainte să vină la guvernare, actualul executiv a făcut o serie de promisiuni electorale de mărirea pensiilor pe care le-a și pus în practică. De la 1 iulie 2017, punctul de pensie a crescut de la 917 lei la 1000 de lei, iar pensia socială minimă de la 400 de lei la 520. Aceeași politică a avut-o și guvernul PSD anterior. Ultimele, să zicem, două guverne sau mandate, pensia a fost una din obiectivele principale și s-a tot umblat la pensie. La pensie s-a umblat în raport cu salariul mediu, că trebuie să ajungă la nu știu cât din salariul mediu. S-a umblat la indexarea pensiilor, așa cum este, să zicem, și indexarea salariilor. Cele peste 5 milioane de pensionari și-au primit în august pensiile mărite. Efortul bugetar e unul considerabil, la fel și deficitul produs bugetului de pensii. În anul 2015, deficitul fondului de pensii era deja de 18 miliarde de lei. Prin urmare, Ministerul de Finanțe avea o problemă destul de serioasă cu finanțarea acestui deficit în condițiile în care, știți că erau toate celelalte constrângeri pe care le-am avut prin scăderea unor taxe, creșterea salariilor și mai departe. Deci, deficitul de 18 miliarde era cam o treime din valoarea totală a bugetului de pensii. În 2017, deficitul prognozat de specialiști, deci nu numai de mine, eu am stat și eu și m-am uitat la cifre, este de 28 de miliarde. 28 de miliarde, apropo, sunt 3,5% din PIB. Fostul ministru al muncii, Dragoș Pâslaru, afirmă că PSD a făcut promisiuni electorale care nu au acoperire în buget. Dacă tu pe termen scurt promiți creșteri, accentuezi deficitele, vei avea într-adevăr o problemă majoră de gestiune a țării. Pentru că nu a mai avut bani cash în sacul bugetului de stat, actualul executiv a fost nevoit să se împrumute de bani pentru a reuși să plătească la timp pensiile și salariile bugetarilor. Pentru a putea să susții o astfel de sumă, trebuia să reduci, pentru a te păstra în
limita de 3% creată cu Comisia Europeană, care în fine nu e o limită formală, este un lucru de bun gospodar, de prudențialitate, să nu strice echilibrele țării. Da? Și ca să rămâi acolo, trebuie să tai cheltuieli din alte părți, a se vedea investiții sau alte lucruri. Din punct de vedere juridic, măririle de pensii nu pot fi retrase sau anulate. Prin urmare, măririle de pensii vor trebui plătite și anii următori. Odată ce ai mărit cu 10 lei pensia, nu poți să iei 10 lei înapoi peste 2 ani de zile dacă n-ai venituri. Deci, indiferent ce faci, aceste cheltuieli trebuie să le plătești. Actualul executiv a dat semne că nu ar avea resurse să susțină plata acestor pensii. Prin urmare, și-a adus aminte că în pilonul 2 de pensii s-au strâns 7 miliarde de euro. În aprilie 2017 au apărut primele zvonuri privind naționalizarea celor 7 miliarde de euro din pilonul 2. Pe 11 aprilie 2017, NN Pensii și-a anunțat cei 300.000 de clienți că pensiile lor ar putea fi naționalizate. Două zile mai târziu, Autoritatea de Supraveghere Financiară a amendat NN Pensii cu 750.000 de lei, iar pe șefa NN, Raluca Țintoiu, cu 100.000 de lei. Când au apărut intervențiile Liderus Maximus, ei s-au chipurile autosesizat și au convocat o ședință de Consiliu pe o analiză pe care eu n-am văzut-o. Și analiza a fost făcută în niște laboratoare de n-am nicio idee, nici nu s-a ajuns la această sancțiune. Mișu Negrițoiu a lucrat în compania care deține NN Pensii. De aceea el a fost suspectat că ar fi fost în spatele acestui anunț făcut de NN Pensii. Subalternii săi de la ASF știau și că există o legătură între el și șefa NN Pensii. În ceea ce privește acest scandal despre naționalizarea pensiilor private, este pornit de la domnul Mișu Negrițoiu, care este președintele ASF, care știe foarte bine că în scurt timp Parlamentul va demite conducerea ASF, pentru că ceea ce se întâmplă acolo este foarte grav și au de suferit clienții români și asigurații români. După 3 săptămâni de la această declarație, pe 11 mai 2017, Mișu Negrițoiu a fost revocat din funcția de președinte al ASF. Pe 29 iunie 2017, proaspăt învestitul ministru al finanțelor, Ionuț Mișa, declara că pilonul 2 se va desființa. Pilonul 2, da, se va desființa și banii vor fi... Se vor întoarce înapoi la cei care au cotizat la pilonul de pensii, da? Absolut toți cei care au cotizat la pilonul de pensii, ei având posibilitatea să opteze pentru bugetul asigurării sociale sau pentru pilonul 3, cel privat. Practic vor opta între posibilitatea de a le administra statul acești bani și le oferi o pensie la sfârșitul stagiului de cotizare sau să fie un privat care face acest lucru. După doar câteva ore, premierul Mihai Tudose și Liviu Dragnea l-au contrazis pe ministrul finanțelor. Care nu erau în programul de guvernare, domnule Dragnea și domnule Tăriceanu, de exemplu, faptul că se va desfința pilonul 2 de pensii. După 2 luni, pe 15 august 2017, ministrul finanțelor a spus că vrea să diminueze contribuția lunară de 5,1% către pilonul 2 de pensii la 2,5%, declarație care ulterior a fost contrazisă de premier. Mihai Tudose a declarat pe 25 august că randamentul pilonului 1 a fost mai bun decât cel al pilonului 2. Compară mere cu pere, adică compară punctul de pensie cu randamentul fondului de pensii de la pilonul 2. Punctul de pensie e o decizie politică, nu are nicio legătură cu randamentul. Punctul de pensie este că de fapt mărești pensiile și o îi vedea de unde iei banii. În principal, banii iei de la cei 5 milioane de salariați. Ultima declarație pe tema pilonului 2 a fost făcută de premier luna aceasta la Digi24. El a lăsat să se înțeleagă că pilonul 2 va fi opțional. Ca să vă spun, premier, cred că soluția spre care ne ducem este să anunțăm populația în funcție de nivelul de salarizare, unde e mai bine să-și pună bani. La pilonul 1, la pilonul 2, toți la pilonul 1. Nu desfințează nimeni pilonul 2, nu-l naționalizează nimeni pe pilonul 2, nu-i face nimic rău cu pilonul 2. Nu-l chinuie, nu-l schimbim. Dar va fi opțional. Specialiștii spun că pilonul 2 nu va fi naționalizat, deoarece guvernul nu mai are ce naționaliza. Toți acești bani sunt deja împrumutați la stat, 65% din pilonul 2 este a cumpărat titluri de stat. Titlurile de stat se folosesc ca să finanțeze deficite.
În mod indirect, deficitul bugetului de asigurări sociale de pensii s-ar putea să fie finanțat din pilonul 2. Fostul șef al ASF susține că singurul lucru pe care îl poate face executivul e să nu mai transfere lunar cei 5,1% către pilonul 2, ci să-i bireze direct în pilonul 1 pentru a mai acoperi din deficit. Riscul cel mai mare pe care îl văd este să nu se transfere contribuțiile și să rămână la nivelul la care este. Și o să-l administreze așa cum este acum. Dacă se suspendă transferurile de la buget, de fapt de la bugetul asigurărilor sociale către pilonul 2, pilonul 2 nu atinge masă critică, pilonul 2 este marginalizat și întreaga reformă a sistemului de pensii este de fapt bagatelizată. Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, nu a dorit să ne ofere un interviu filmat. Nici reprezentanții din subordine, șefii Casei Naționale de Pensii, nu au dorit să ne ofere lămuriri. La rândul lor, nici reprezentanții fondurilor de administrare privată de pensii nu au dorit să facă declarații în fața camerei. Soluția văzută de specialiști pentru rezolvarea problemei deficitului de pensii ar fi crearea de locuri de muncă și atragerea forței de muncă românești exilate în Occident. Să vă spun sincer că mereu vin în țară, vin, o să apropii fata, e fata mare, acum e. Ca orice om, ca orice mamă. Noi îmbătrânim, nu o să mai fim și trebuie să fie și ea să stea. Nu vreau să merg în străinătate. Nu vreau să repet experiența mamei mele.